Ce vrei să povestești? Pitiță. În primul rând, pentru cine nu știe, deși chestia asta se numește telefon, este o denumire pusă greșit. Acesta este un computer. Un calculator, un computer, cum vrei să-i zici, da? Portabil, de buzunar, de mână, de... E cum ar fi un laptop mic, da? Și care nu se desface în două, deși există și telefoane care se desfac așa, se închid. Bun, asta că este impropriu numit telefon, nu e telefon. E ca și cum ai, la o mașină ei zice că ți-ai cumpărat oglindă. Oglindă e doar o bucățică din mașină. Mașina are multe, nu doar... La fel și ăsta e un computer care știe să facă o grămadă mare de lucruri, printre care are și telefon. Dar nu e telefon! Așa cum nu-ți cumperi volan, ci îți cumperi mașină, nu? Nu-i spui că mi-am cumpărat volan. Deci nu vorbești doar despre una din componente, în sfârșit. Am început cu asta ca să fie clar că acum oamenii sunt înnebuniți după computere, da? Când nu ai așa ceva, mână în buzunar, când n-ai internet, când nu e încărcat, oamenii sunt nebuniți. Deci acum computerul este vital pentru toată lumea. Nebuniți toți după el, stau tot timpul pe el. Acum ceva timp în urmă, când eram eu mic, și nu era obișnuința cu telefoanele, că este o chestie oarecum mai nouă, mai recentă, cu de 10 ani încoace de când e. Așa, cu de-astea, computere, nu cu telefoane mai simple. Când eram eu mic și am descoperit computerele, colegii mei, prietenii mei, nu știa nimeni de chestia asta, știi? Ei se jucau cu fetele, se jucau cu elasticul, băieții cu soldății care se bat între ei și cu bețe, cu se băteau pe curte sau în sfârșit. Și la un moment dat am povestit că computere, că am văzut că au un potențial enorm, că poți să faci și orice vrei cu ele, că sunt și jocuri, sunt și chestii serioase și orice. Toți copiii se uitau așa la mine. La un moment dat le-am povestit că mi-au cumpărat părinții un calculator că am acasă. S-au uitat așa la mine. Și ce faci cu el? Și toți erau așa. N-a fost nimeni entuziasmat, știi? Care acum a auzit că mi-a luat calculatorul așa și... La ce trebuie? Sau ce faci cu chestia aia? Și înseamnă omul prost? Deci nu realizau potențialul la așa ceva. Și acum, după ce a mai trecut ceva timp și în sfârșit au venit și proștii din urmă, adică au realizat până la urmă că un computer, un calculator este de fapt ceva extraordinar. Poate fi folosit la foarte, foarte multe lucruri și distracție și muncă și orice vrei. Informații, vrei să afli chestii, te ajută să-ți găsești rute, să știi pe un soiei, să te ajută să știi orice chestie, ajută pe copii mai nou să-și facă temele. De fapt, să copieze, practic. Au de unde copia acum. Da. Era mai greu când nu era internetul, da, că da. Trebuia să copieze de unde, de la alții, sau să-și împrumute cărți, sau ce, să mai complicat. Acum copiază de pe așa internet. Așa că internet! Nici măcar nu trebuie să tasteze, că ia cu copy-paste direct, deci ia o bucată de undeva, de Wikipedia sau de oriunde, nu contează. Ia de acolo, lipește în partea altă. Mi-am făcut tema, sunt super deștept, vezi cum am exprimat. E o parodie și cu ala din ziua de azi. Deci, ce știu să facă, copy-paste, să copieze bucăți de pe chestii de pe internet? Și să le pună la ei. Auzi, s-au făcut lucrările de membrii familiei, bunica, da, bunicu. Da, și asta, membrii familiei sau alții, nu? Că îi fac alții pe net și le au făcute deja. Își dau între ei, le da. Le descarcă pur și simplu de acolo, făcute de cine știe cine. Vreun tocilar ceva și ia și el notă. Nici n-aș mai numi școală, că ce e asta, practic? Școala, mă gândeam că înseamnă să înveți sau ceva, nu să copiezi. Nu. Tocmai copiatul era ceva nepermis, nu? Pedepsit. Acum e invers. Acum asta înseamnă să faci școală, practic să copiezi de pe net chestii. Deci să copiezi. Școala este un loc unde ei se laudă cu ce au, cu ce n-au. Se bat între ei, se droghează. Interesantă școala din ziua de azi.
Deci e un loc unde trebuie să-ți procuri drogurile, înțeleg, nu? Da, fetele și se bat între blocuri unde acolo unde unde-i unde stai la bătaie cu alții? Da, își fură și iubiții unde... de la una la alta și bum, 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 dar la propriu așa se bat, aoleu. Și unde să-ți etalezi chestia? Ah! Da. Știi cât am dat pe asta? Da, știi să-l folosești? Ah, nu! Dar știi cât am dat pe asta? Da. Da, știi că de fapt n-ai dat tu bani pe aia, că tu n-ai bani. Așa este. Ți l-au cumpărat cineva, știi, părinți sau bunici exact, sau mai știu da, cine. Nu contează. Știi? Practic nu ți l-ai cumpărat. Practic tu l-ai primit de pomană, nu l-ai cumpărat. Știi cât costă asta? O avere. Da, zici și mie ce performanță are, ce știe să facă. Deci măcar nu știu să-l deblochezi. Dar tu știi cât costă? Da, auzi, tu ai văzut cu ce mașină tare m-a adus tati la școală, un 4x4, mamă, știi ce tare e decabotabilă? Deci, un aparat electronic, în general, un aparat, un obiect, nu știu. Important este ce știe să facă. Nu cât costă. Și mai ales când ai ca fraierul de trei ori mai mult decât face. Cum ar fi că ție un telefon de 6.000 de lei, mă rog, că îți ia cineva. Sau unii și eu singuri, că ajung să aibă salariul lor, dar de rămân tot proști în continuare. Și atunci, în loc să-și ia un telefon de 2.000 de lei, își ia unul de 6.000 de lei, care este exact același lucru. Are aceleași funcții, aceleași performanțe, aceeași calitate. Că am testat, m-am jucat, am manevrat aparate de diverse prețuri și performanțe și calități și așa mai departe. Și practic nu, deci ce începe de la 3.000 de lei în sus, deja e pur și simplu arunci banii pe fereastră. Până acolo încă mai crește calitatea, să zicem, până la 3.000, știi? Deși de la 2.000 la 3.000 deja e o creștere mică, deci cumva mai mult îți iei țeapă. Cam cel mai bun telefon să ți-l iei cam la 2.000 de lei. De la 2 la 3.000 mai e o creștere mică de performanță și calitate și o creștere mare de preț, deci nu prea se mai merită. Iar de la 3.000 în sus, e pur și simplu jaf pe față. Pentru că de acolo în sus nu costă decât că scrie pe el, nu știu ce chestie. Atâta. Restul aparatul e același. Știi? Așa, și dacă costă 6.000, este același ca la de 2.000 sau ca unul de 3.000, știi? Asta zic exact același cu unul de 3.000 și doar un pic mai bun decât ăla de 2.000, știi? Ia zi, unde petrecem Revelionul și ziua puiuletului? Acasă, că e mai bine, nu? Păi nu știu, de ziua puiuletului, unde vrea puiuletele, că dacă e ziua ei, unde vrea să mergem, acolo spargem banii. La un restaurant. Da, vrei să aștepți o oră ca să vină cu meniul, după aceea faci comanda, mai aștepți încă o oră ca să vină mâncarea. Păi ieșim și noi la iarbă verde și un după pic ce mănânci, undeva. Mai aștepți o oră ca să vină cu nota de plată. Da, păi de la început spui să-ți facă nota de plată. Deci, după ce am fost cu prietenii la diverse restaurante, pur și simplu până la urmă am ajuns la concluzia că este o prostie să mergi la restaurant. Că cea mai mare parte din timp o aștepți. Deci, stai ca prostul la masă. Așa, alea două ore puteam să croșetez la clăpăugă. Nu, mai bine este să stai, de exemplu, acasă și să faci comandă prin Glovo. Da. Sau prin ceva care îți aduce acasă, pentru că în felul ăsta nu aștepți. Stai liniștit, te distrezi, faci sex, faci secrete, faci... Te joci cu ciupa-ciupul. Te joci cu ciupa-ciupsul, te joci pe computer, lucrezi la clipuri, te joci la filme, faci ce vrei, dormi, nu contează. Și la un moment dat îți vine frumos mâncarea, o mănânci și gata, ești... Nu pierzi deloc timp, nu stai ca bou la o masă într-un restaurant și aștepți de fiecare dată când vine, îl vezi pe ospătar, știi? Ești bucuros, te gândești că poate vine la tine, știi? Și de fiecare dată se duce la altă masă. Și la altă masă și trece pe stânga ta și pe dreapta ta și pe stânga și pe dreapta și pe stânga și pe dreapta. Sau îți mai spune că are toate mesele ocupate, că știi, să rezervate mai dinainte. Mai faci semne disperate, de exemplu, când vrei să vină cu nota de plată sau cu ceva, știi? Orice nu contează, vrei să-i atragi atenția. Se face că nu te vede. Deci, te mai și mai muțărești degeaba, că oricum... doare undeva și stai ca prostul la masă în continuare. Da, poate ieșim undeva să facem niște poze pentru fotoplay-uri în aer liber. Da. Deci chestia cu restaurant. Poate mă gândeam cu prietene să facem o chestie de asta. Să facem comandă prin Glovo la un restaurant la mâncare. Mâncăm și după aia ieșim. Nu știu, să fie livrarea tot acolo.
Și că atunci când mergi la restaurant să fie deja gata masa s-a pus să zici. Poți să faci încheierea. Da. Trebuie să fac încheierea. Bye. Bye.